had lost sight of what that was spiritual. Au pierdut din vedere ce era spiritual. And what they should be seeing. Ceea ce trebuia să vadă. And they had lost number three. Și în al treilea rând. That which was significant. Au pierdut ce era important. Each of you here play a role in developing the local church. Fiecare din noi avem un rol în dezvoltarea bisericii locale. You are important to God. Sunteți fiecare important pentru Dumnezeu. Paul uses the analogy of a building. Și Pavel folosește această analogie cu o clădire. There is a foundation. Clădirea are temelie. There is a building. Clădirea are ziduri. But there's one master builder. Dar există un singur meșter. Jesus Christ. Iisus Hristos. And Peter, excuse me, Paul encourages us. Și Pavel ne încurajează. To be careful how you build. Să avem grijă cum zidim. So where will God take you from here? Așa că întrebarea este unde ne va duce Dumnezeu de aici. You must decide what is significant. Dumneavoastră stabiliți ce e important pentru Dumnezeu. First of all, there are some things in church that are not essential. În primul rând, există lucruri non-esențiale în biserică. Paul calls those wood, straw, and hay. Pavel le numește lemn, fân, trestie. What could they be in your church? Ce ar putea fi acestea în biserica dumneavoastră? In my church, it could be things like this. În biserica mea ar putea fi următoarele lucruri. The color of the paint on the walls. Culoarea de pe pereți. Not essential. Nu e esențial ce culoare au pereți. It could be the type of music. Not essential. Poate tipul de muzică. Nu e esențial. It could be certain traditions that are not essential. Poate anumite obiceiuri, tradiții care nu sunt esențiale. It could be the people who make decisions. Not essential. Poate oamenii care sunt puși să ia decizii. Nici asta nu e esențial. There are many things that you think are significant. Sunt I think they're significant. Lucruri pe care noi le-am credeți importante. That are our preferences. And not principles. Care de fapt sunt doar preferințe și nu sunt principii. But what is essential? Dar ce e esențial? Paul called it gold, silver, precious metals. Pavel le numește aur, argint și pietre scumpe. It is the gospel that is essential. Evanghelia este importantă. Jesus said in Matthew 24:12. Hristos a spus în Matei 24:12. This gospel must be preached to the world. Această evanghelie trebuie propovăduită lumii. And the end will come. Și atunci va veni sfârșit. Your heritage is strong. Moștenirea dumneavoastră da e puternică. You have planted many churches. Ați plantat multe biserici. You have seen many people come to Christ. Ați adus mulți oameni la Hristos. Even missionaries have gone out from this church. Chiar și misionari au plecat din această biserică. I am going to Africa next April to be with Brother Ovi from this very church. În aprilie anul următor merg în Africa împreună cu fratele Ovi din această biserică. You have had a part in that. Dumneavoastră ați fost implicați în asta. Once again, let that be the thing that binds you in unity. Și din nou, acestea sunt lucrurile care trebuie să vă lege în unitate. You can have a great future. Dumneavoastră puteți avea un mare viitor. But you must look beyond yourself. Dar trebuie să depășiți limita propriei persoane. You must see once again as you should see. Vedeți ceea ce trebuie văzut. And you must see the significance of the gospel. Și anume să vedeți importanța evangheliei. And in the gospel there is unity. Și în evanghelie există unitate. In the gospel there is power. În evanghelie există putere. And in the gospel there will be a hereafter of peace. Și în evanghelie va veni o pace viitoare. But how do you get there? Dar cum ajungem acolo? I want you to turn with me in your Bible to the book of Revelation. Deschideți, vă rog, în Apocalipsa împreună. In chapter number 2. Și în Apocalipsa, în capitolul numărul 2. We find that another apostle by the name of John. Vedem pe un alt apostol pe nume Ioan. Is writing to the church at Ephesus. Scria bisericii din Efes. That also struggled with unity. Care și ea se lupta cu problema unității. They also began to lose their spirituality. Și ei începuseră să-și piardă spiritualitatea. They started not seeing correctly. Începeau să nu mai vadă corect. And they forgot what was significant. Și au uitat ceea ce e important. And Jesus spoke to them one last time in the book of Revelation. Iisus le-a mai vorbit pentru ultima dată în cartea Apocalipsei. Listen to what our brother will read. Revelation chapter 2. Apocalipsa capitolul 2. Verses 4 and 5. Versetele 4 și 5. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți aminte, dar, de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Brothers and sisters, do we love Jesus like we used to? Îl iubim pe Iisus așa cum îl iubeam?
Do you cry out to him? Strigăm către el. Matthew chapter 5 and verse 3, blessed are those who mourn. Matei capitolul 5 zice binecuvântați sunt cei ce suferă. Do we cry out for our lost families we used to? Strigăm noi după aceea acel lucru, acele lucruri care le-am pierdut. Do we desire to see our community saved as we used to? Dorim să-i vedem pe cei din jurul nostru mântuiți? We must heed Jesus' words. Trebuie să ascultăm cuvintele lui Isus. We need to repent. Trebuie să ne pocăim. Of operating in the flesh. Pentru că acționăm prin firea pământească. We need to rekindle our love for Jesus Christ. Trebuie să reaprindem dragostea noastră față de Hristos. And we need to return to what is essential. Și trebuie să ne reîntoarcem la lucrurile esențiale. Those who leave this church tonight. Cei care vor pleca în seara aceasta din biserică. May you hear God's word. Fie să audă cuvântul lui Dumnezeu. And may you heed God's word. Și fie să ascultați de cuvânt. For this city needs this church to be the light. Acest oraș are nevoie de această biserică. And this country is desperate for this church to be the light. Țara aceasta are nevoie de această biserică să fie o lumină. And may you be it for God's glory. Și fie ca să vă implicați de dragul slavei lui Dumnezeu. Amen. Let us pray together.